Cărăpanuș vine, frate, cu 300 de oști. Tanas la tălcioară, frate, tine te obedesc. Foaie verde, iarbă deasă, de mult am plecat de acasă. Dunărea povioară, face te-ai neagră cerneală, că mă pasă dorul greu, că-am plecat din satul meu. Așa a fost soarta acestei țări a Dobrogei, așezată la răspântia marilor drumuri. O Europa și o Asie în miniatură, un uriaș muzeu etnografic viu, cap de pod și poartă către Orient. Iată icoana rezumată a lumii de la gurile Marelui Fluviu. Spunea Constantin Brătescu despre ținutul dintre Dunăre și mare, atât de variat și de diferit colorat, marcat de-a lungul timpului de valuri masive de mișcări de populație. Avem o fabuloasă varietate geografică. Avem munți, dealuri și marile câmpiei, avem litoralul Mării Negre și delta Dunării, avem un potențial bogat de râuri și lacuri, avem păduri și pășuni întinse. Acesta este ținutul Dobrogei de Nord, care a fost, este și va rămâne gazdă ospitalieră pentru oamenii de diferite etnii, oamenii de diferite confesiuni și credințe. Ținut pitoresc și exotic, Dobrogea de Nord a fost străbătută de-a lungul secolelor de cărători, aventurieri și exploratori străini, care aveau să-l numească la un moment dat California României. Ceea ce dă identitatea acestui colț de lume este tocmai profilul etnic special, combinația unică de elemente culturale. Această identitate regională constituie, în fapt, identitatea spațiului românesc, în sensul diversității și a multiculturalității sale. Prezența elenă în nordul Dobrogei este atestată încă din secolul VII înainte de Hristos, în scrierile lui Hecataios din Milet, când semnalează prezența unui mare oraș, Orgame, oraș lângă Istru. Cunoscută sub numele de Argamum în epoca romană, cetatea primilor greci a fost localizată la capul Doloșman de Vasile Pârvan în anul 1916. Primii negustori greci s-ar fi așezat aici, chiar pe malurile pontice, astăzi complexul lagunar Razim și Noe, în zona Jurilovca, cunoscut fiind faptul că, alături de geți, constituiau majoritatea în coloniile porturi de-a lungul Dunării sau la malul mării. Mai târziu, alte evenimente dramatice îi determină să plece din ținutul Greciei și să se așeze în comunități compacte într-o zonă care seamănă mult cu cea de acasă. Și vorbim aici despre singura comunitate compactă de greci care trăiește în mediul rural, satul Alipei Chioi, astăzi Izvoarele. Refugiați din zona Salonicului în urma războiului ruso-turc din 1820-1821, au țesut legende din poveștile de viață trăite de străbunii lor, care continuă să însoțească simbolistica păstrării riguroase a rânduielilor tradiționale, a valorilor identitare. Dansurile tradiționale grecești au puternice rădăcini în istoria și civilizația Greciei antice, unde dansul era considerat un dar din partea zeilor, menit să-i facă pe oameni să uite de griji, să se încarce cu energie, iar viața să fie astfel mai ușoară. Am retrăit împreună cu tineretul elen din Tulcea, undeva între Dunăre și Marea Cea Mare, o întreagă istorie. Povești din nordul Traciei străvechi, împletite cu tradiționalele povești ale Salonicului. O odisee cu dansuri extrem de ritmate, faimoase în toată lumea, unde tinerii au oportunitatea de a-și demonstra talentele acrobatice pentru a-și arăta în felul acesta faima, mândria dură, caracteristica acestui popor, valorile morale pure ca apa de izvor, vârvătaia care cuprinde trupul și sufletul în acordul de buzuchi, un instrument străvechi, fără de care muzica grecească nu ar fi completă. Nu ar avea acel sunet specific și inimitabil, cu ton puternic, metalic, emblematic pentru greci, sau vioara. Vioara ce se tânguie ca o voce umană. Aici am învățat sensul sintagmei a fi filotimos, a iubi onoarea, sau despre puternicul simț mitic și religios al locurilor din lumea moșilor și strămoșilor care le-au lăsat drept moștenire valorile esențiale ale vieții. Scriitorul Patrick Leigh Fermor a descris cândva lumea grecească ca fiind o inepuizabilă cutie de excentricități a Pandorei. Populația turcă din Dobrogea istorică are o vechime de peste 7 secole. Colonizarea turcească a fost precedată pe la sfârșitul secolului XIII de prezența în zona Babadagului a unei cetete de turcomani conduși de dervișul Sarı Saltuk Dede sub protecție bizantină. Babadagul a rămas de atunci cel mai vechi nume topic turcesc, cu prima atestare documentară în anul 1264 după Hristos, în traducere însemnând Tatăl Muntelui, după numele lui Sarı Saltuk Baba, fondator al acestui oraș. Educația și instrucția aveau un caracter preponderent religios și se făcea pe lângă moschee sau geamie. Vakâful de la Babadag a pus bazele epitropiei turce, orașul fiind recunoscut drept centru spiritual pentru musulmanii turci. În fiecare an, sute de turci din toată lumea vin în pelerinaj să viziteze Jamia lui Ali Gazi Pașa, construită la începutul secolului XVII, cel mai vechi monument de artă musulmană din România, mormântul lui Ali Gazi Pașa, mormântul lui Sarı Saltuk Baba, dervișul care a colonizat turcii selgiucizi în această zonă devenită obiectiv muzeal. Fideli valorilor și credinței străbune, turcii acestei provincii istorice dintre Dunăre și Mare și-au menținut până în zilele noastre profilul demn ca descendenții ai unei mari seminții care și-a întins stăpânirea cândva pe 3 continente. Turcii au ca religie islamul, religie divină a păcii și toleranței. Învățătura coranică instituie în fapt trăsături de comportament, obiceiuri și cutume proprii. Este un îndrumar de viață scrisă în parametrii toleranței și a bunei conviețuiri. Învățătura Coranului îndeamnă la dragoste, la pace și prietenie și oriunde te afla în mijlocul comunităților de turci de la Isaccea, de la Babadac sau de la Tulcea, vei fi primit cu onoruri, cu respect și simpatie, cu dorința de a povesti cât mai multe întâmplări din viața străbunilor care au marcat existența unor locuri, veacuri de-a rândul. Sărbătorile religioase sunt mai multe, dar cele mai importante sunt Ramazan Bayram, sărbătoarea postului, și Kurban Bayram, sărbătoarea sacrificiului, sărbătoarea împăcării, a iertării, când toți membrii comunității trebuie să fie uniți și să se gândească la cei săraci, la cei flămânți, la cei care au nevoie de ajutor. La ceremonialul sacrificiului se citește din Coran, iar oamenii au grijă ca sângele animalului să se scurgă în pământ. Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Prima zi a acestei sărbători începe cu o slujbă specială la moschee. În același timp, femeile prepară bucatele tradiționale, care vor fi oferite celor mai nevoiași. Turcii din nordul Dobrogei și-au păstrat identitatea lingvistică, etnoconfesională și culturală. Ei se constituie ca o pată de culoare și armonie de cultură în peisajul dobrogean, în peisajul românesc. Rușii lipoveni s-au așezat în Dobrogea noastră cosmopolită în a doua jumătate a secolului XVII. Erau staroveri de credință veche, prigoniți și persecutați de țariști după reforma bisericească a patriarhului Nicon din anul de grație 1654. Au ales să-și părăsească meleagurile natale din zona Donului pentru a-și putea păstra credința strămoșească și au ajuns în provinciile Imperiului Otoman, care le-a asigurat protecție și le-au garantat drepturile. O mare parte a staroverilor s-a stabilit în ținuturile nord-dobrogene datorită bogăției și varietății geografice, a toleranței autorităților și a bunei înțelegeri cu românii majoritari și cu celelalte minorități etnice. Au preferat gurile Dunării pentru că, fiind pescari din zona fluviilor Don și Nipru, au putut practica restingheriți tehnicile străvechi ale pescuitului, moștenite de la bătrânilor pescari. În societatea românească, lipovenii s-au evidențiat în toate timpurile prin atașamentul lor necondiționat față de credință, credința ortodoxă ancestrală. Ritualurile și obiceiurile lor populare se încadrează profund în tradițiile creștine, având conotații sacrale deosebite. În comunitatea rușilor lipoveni de la Mahmudia ne-am simțit ca acasă, încă de la început, de când ne-au spus că ne vor învăța meșteșugul borșului de pește preparat așa, ca în mijlocul deltei, și ne vor spune povești, povestea devenirii lor. Apoi, în timp ce limpile jucăușe ale focului împinau într-un mod amețitor aromele din ceaun, oamenii ne-au cinstit cu o tărie și ne-au oferit cu dărnicie cele mai frumoase cântări despre viață, despre pescarii plecați în mijlocul valurilor uriașe, despre iubire, despre deznădejde, despre bucurie și speranță. A fost o seară cu strop de toamnă care ne-a atins sufletul cu aripi de înger. Comunitatea rușilor lipoveni de la Tulcea ne-a ilustrat unul dintre cele mai frumoase și mai importante momente ale vieții, căsătoria, care era precedată de logodna celor doi tineri, prilej cu care se organizau petreceri la casa fiecăruia dintre cei doi, acolisnaia la băiat și diveșnicul la viitoarea mireasă. Diveșnicul este un ritual cu o mare încărcătură emoțională, cu cântece specifice ale acestui moment în care fata cu părul împletit în cozi cu funde colorate se desparte de prietena ei cea mai bună și primește din partea nașei chicica, chicica de femeie căsătorită. În incursiunea noastră multiculturală din arealul nord-dobrogean ne-am oprit și la Gura Portiței, la Juilovca, acolo unde grupul Juravelii, Cocor în traducere, ne-a oferit un adevărat regal de cântece tradiționale rusești, interpretate cu virtuozitate, cu dinamism și expresivitate. Prilej inedit pentru turiștii români și străini aflați pe plajă să se constituie într-un veritabil public ad hoc, ce a aplaudat cu frenezie cuceriți de frumusețea locurilor și a oamenilor care viețuiesc aici, a cântecelor lor pline de pasiune și de povești, cu o încărcătură emoțională și o plenitudine culturală aparte, și a costumelor lor viu colorate. Prezența italienilor înainte de anul 1800 este semnalată la curțile princiare din Moldova, Valahia și Transilvania. Erau călători, misionari, medici, aventurieri, arhitecți, ingineri, pictori, muzicieni, dulgheri, pietrari. Așa se face că după anul 1830 au venit italienii din zona Friului Veneția Giulia să dea viață granitului din Munții Măcin, stabilindu-se în localitatea Greci. Meseria de pietrar este o muncă dură, iar cioplitul pietrei are regulile ei pe care italienii le-au dezvăluit încet încet concetățenilor lor români. Piatra are mersul ei. Trebuie să-i ghicești exact locul în care va ceda, unde faci o gaură cu poncetul și dai lovitura de grație. În funcție de duritatea granitului își alegea uneltele: poncetul, pioda, tricante, matiola. La greci, românii și italieni au participat în egală măsură unii la sărbătorile celorlalți, iar copiii au învățat cu mare plăcere dansurile italiene. În ansamblul Alegria sunt și mulți români. Le-a plăcut muzica și dansurile italienilor, au înțeles noua deschidere spre cultura europeană, au înțeles oportunitatea ce li se oferă într-o Europă în miniatură, undeva în nordul unei provincii istorice cunoscută ca fiind țara Dobrogei. Dansurile populare italiene se învârt în jurul tarantelei, un dans vesel, plin de energie. Furlana este un vechi dans popular, asemănător cu tarantela, și intră în rândul dansurilor bucuriei. Sinagoga sau templul mozaic reprezintă principala instituție de cult comunitară cu un rol deosebit în prezervarea și supraviețuirea mozaismului. Sinagoga din Tulcea a fost construită în perioada 1880-1888 și reabilitată în ultimii ani. Cu o arhitectură unică, templul are un aron kodesh amplu, arca sfântă în care se păstrează sulurile torei, iar candelabrele și mozaicul sunt vechi de peste 130 de ani. Inaugurarea singurului templu de acest fel din Dobrogea a fost marcată de un serviciu religios săvârșit de rabinul Rafael Schafer și de prim-cantorul Iosef Adler. Despre Hanuca, sărbătoarea luminii pentru evrei din întreaga lume, ne-a vorbit scriitorul și regizorul Carol Feldman, cetățean de onoare al municipiului Tulcea, un cronicar desăvârșit al multor momente semnificative trăite de comunitatea evreilor din Tulcea în vremurile din urmă. Hanuca este sărbătoarea luminii, a cărui legendă este bazată pe faptul că atunci când templul din Ierusalim, al doilea templu, era pe mâinile helenilor, a grecilor, a fost înainte de dărâmarea templului, din anul 70 în era noastră. S-au adus, era o întunecime, că orașul era ocupat, și s-au adus singurul lucru care erau în templul sfânt, erau amfore cu ulei de măsline, care era folosit și pentru praznic, pentru... era singurul lucru care a mai rămas acolo. Și s-au luat aceste amfore și în întunecimea în care erau, au pus fitiluri. Așa s-a creat treaba asta și a ars lumina atâta cât a avut ulei, că după aceea s-a terminat, nu mai a avut. Dar asta simbolizează lumina care a răspândit întunericul, care a împrăștiat întunericul și a reușit să dea lumina oamenilor care se ascundeau după zidurile templului de ocupanții heleni. În timpul războaielor ruso-turce de la începutul secolului XIX a avut loc una dintre cele mai mari migrații, iar Dobrogea a devenit un centru al acțiunilor naționaliste bulgare, care au încurajat venirea lor mai ales în Tulcea, dar și în zonele din împrejurimi. La Vișina, în Jurilovca, înainte de anul 1940, era o comunitate importantă de bulgari. Astăzi, cei rămași își amintesc cu nostalgie de felul în care bunicii părinților munceau și se bucurau de obiceiurile tradiționale transmise din generație în generație după un calendar agricol care le guverna existența. Păstrate cu sfințenie în lada cu amintiri, costumele străvechi au fost scoase și câteva doamne le-au îmbrăcat și au început să danseze la fel cum făceau când erau copii și participau la evenimentele de familie ale rudelor. Bulgăroaicele de la Vișina ne-au povestit cum era de babindeni, când toată suflarea femeiască se aduna să cinstească baba satului, în fapt moașa, care ajuta venirea pruncilor pe lume. Femeile vin la baba satului, care le așteaptă în fiecare an cu masa încărcată de bucate. Îi aduc săpunuri parfumate, ștergare dintre cele mai bune, dulciuri pregătite chiar de ele pentru acest eveniment și câte și mai câte daruri alese. Ne-ai pregătit, babo, ceva? Să mâncăm, să ne veselim? Da, ca în fiecare an și ceva. Și drușcă, fetelor! După ritualul de babinteni, femeile încep petrecerea cu un ospăț pe cinste și apoi dansează și spun tot felul de glume permise doar între femei. De altfel, la această sărbătoare, femeile au voie să facă ce vor. Este ziua lor și până și cârciuma satului este ocupată de ele, în timp ce bărbații au grijă să nu le iasă în cale și își petrec ziua la muncă și în gospodărie cu copiii. Se întâmplă de multe ori ca cele mai oacheșe să se deoache și atunci tot baba. În fapt, o femeie îndemânată, pricepută, cu credință în Dumnezeu și cunoașterea ierburilor date de natură cu un scop anume, în cazul nostru terapeutic, știe să facă descântecul de deochi pe care l-a învățat de la buna ei. Mergând pe cărare, mă întâlnit cu deochetoare, unde te duci deochetoare, mă duc la Florica să o descânt cu lingura, cu costura, să-i scot deochiul. Din limbă, din sânge, din oase, să rămână Florica curată, luminată, ca Maica Precistă lăsată. Și se risipesc toate relele și toate necazurile în ritmurile domoale, tot mai îndepărtate, sub albastru de cobalt al cerului de toamnă. Una dintre sărbătorile importante ale ucrainenilor este la începutul lunii martie, când s-a născut poetul național ucrainean Taras Shevchenko, personalitate căreia ucrainenii din Tulcea i-au construit și așezat un bust în rotonda personalităților minorităților etnice din orașul care deschide porțile deltei. Clasic al literaturii ucrainene, Shevchenko este iubit și stimat de către toți ucrainenii din toate colțurile lumii, pentru că și-a dedicat toată existența speranțelor și aspirațiilor poporului ucrainean. Banduristele gătite în straie de sărbătoare atrag în mod deosebit publicul spectator cu frumusețea și ineditul cântecelor interpretate impecabil, iar evenimentele create de comunitatea de ucraineni din Tulcea aduc multă culoare, cântece și dansuri cunoscute, antrenante, pline de exuberanță sau romantice, oricum foarte interesante pentru poveștile rostite în ritm de dans transformat de multe ori în microscenete cu întâmplări hazlii din viața de zi cu zi. Coregrafii spectaculoase și momente muzicale folclorice cuprinse într-o inedită epopee de viață, de dragoste și de război. Artiștii impresionează spectatorii prin virtuozitate și autenticitate și se transpun în vremuri imemoriale, de unde ne transmit emoție și simțire în stare pură. Țista, din neamul macedonesc, de prima ghea pe undeva prin Meglen. Prima atestare istorică a vlahilor din Meglen este realizată printr-un document păstrat în arhiva mănăstirii Atonite Marea Lavră, care datează din anul 1094. Meglenia este situată în nordul golfului Salonic, la poalele unui șir de munți. Iar meglenoromânii, originari din Grecia, au emigrat în România și au fost inițial împroprietăriți în Dobrogea de Sud, iar mai apoi reîmproprietăriți în localitatea Cerna din județul Tulcea, ca urmare a aplicării prevederilor tratatului de la Craiova. Meglenoromânii din Cerna se consideră români, nu prin faptul că le este impusă naționalitatea, ci pentru că se regăsesc în ea, iar părinții și bunicilor, străbunicilor, au luptat și s-au jertfit în Balcani pentru biserică și pentru limba română. Hai, mă, să scoatem niveasta la bunar! Moia, moia, să scoatem niveasta la bunar! Snaie, ghie și bună niveasta și zinirile! Snaie, ghie și mămușii! Să ai ghii și fiatele și ficiorii țealalții care-i vem. Să ai ghii toți! Acesta e un adet mult ubăv care le făceau toți din noștri la nuntă. După nuntă, toți nuntașii se duceau la unul bunar și până colea cântau un glas. Nunta la meglenoromân nu are multe elemente spectaculoase. Ea se înscrie în rânduielile firii. După nuntă însă se întâmplă tot felul de lucruri hazlii, cu o simbolistică anume, o atmosferă extrem de reală creată aievea de către tinerii de la Altona. Vorbim despre scoaterea miresei la fântână, a doua zi după nuntă, prilej cu care mirele ascunde un bănuț de argint pe care nevasta trebuie să-l găsească și să-l pună bine, bine în casă pentru noroc și belșug. Și apoi încep și șicanele prietenilor, despărțirea fetei de prietenele sale, dansuri specifice acestui obicei. Asta e para. Eu se scund din neveastă ca ea să obidească mult după ea. Că parle greu se scot. Unde se duc eu, unde se pun eu ca neveasta asta să obidească? Dacă mai jos, așa. Hei, neveastă! Eu ascund și para! Hai, obidește-o tu! Zăpucat tricun! Oare unde e asta para? Zăpucate, zăpucate! Uflai? Uflai! Ia, lăflai! Ia-ți la spel și la pun în gep! Picnea la bun. Să la picnezi bun, să nu la pierd, că din moncul ăla ți stai cosmetul nostru în casă. Și asta-i fați. Hei, fârtați! Hai să la mășcăim zinirile cu pimin, că și-ași fații. Hai, 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 hai. Stați grav. Ah, nevastă, îmi faceți ăștia mai duniac. Mai duniac. Când mi-i mășcăi duniac, că ți la tagare mi-i mișcăi mult. Haide, bravo, da! Haide! Ei, lăsați-l în pace, bra! Nu l-am mășcăit, că din moncul ăla eu s-l-aș pe el. Chitu, mira, chitu, unde erai tu seară? Chitu, mira, chitu. Elementele de identitate n-au împiedicat conviețuirea în bună înțelegere a tuturor etniilor. Fiecare și-a adus contribuția la condurarea civilizației tradiționale a acestui ținut unic, județul Tulcea, unde comunitățile etnice și-au respectat reciproc obiceiurile, religia, modul de viață, tradițiile moștenite și-au creat acest modus vivendi, un model de conviețuire în înțelegere deplină și respect reciproc. Români, greci, turci, lipoveni, italieni, ucraineni, megleni, bulgari. Trăim împreună, suferim și ne bucurăm împreună, cu emoția obiceiurilor din poveștile cu ele sau cu zâne, cu fetele pădurii și cu dansul lor magic din pădurile încărcate de mireasma amezitoare a florilor de tei din masivul Niculițel Luncavița, cu doinele noastre care povestesc despre iubire și despre bucuria și împlinirea vieții. Și tot noi, românii majoritari ai acestor ținuturi dăruite cu generozitate de divinitate, cu munți și cu păduri necuprinse, cu izvoare limpezi și cu Dunărea ce-și întinde brațele într-o deltă unică în Europa, în drumul său lung, până la Marea cea Mare, păstrăm încă obiceiul de drăgaică sau de sânziene, acea sărbătoare a iubirii, a magiei și a belșugului din mijlocul verii toride când se strâng recoltele, iar oamenii se bucură și săvârșesc în codrii Babadagului acel ritual fantastic, un miracol care ne ajută să revenim la rădăcinile existenței noastre, rânduiala lăsată de bătrânii bătrânilor noștri, de geții, cei mai viteși și mai drepți dintre traci, care se purificau trăgând cercul magic de jur împrejurul focului sacru pe care îl stăpâneau cu puterea lor de războinici neînfricați. Cercul magic, simbol al horelor noastre care semnifică unirea, fertilitatea, abundența, apartenența la o ordine spirituală superioară. O poveste, un miracol, un cumul de întâmplări care ne dau acea identitate unică despre care trebuie să vorbim lumii, pentru că este povestea noastră, a tuturor celor care viețuim în acest ținut de legendă. Viețuim de veacuri împreună într-o armonie perfectă, asemenea naturii care ne însoțește pașii. Diferiți și totuși atât de asemănători, într-un întreg indestructibil.